Salutare tuturor, cu voi tot Crazy ATV Rider. Da, iară lucrez pe ploaie. Vă cum puteți auzi. Da, scuzați pentru audio, ce să zic. Astăzi vreau să vă arăt pe video. Între timp filmez și alt video. Cred că l-ați văzut ăsta deja, sau nu, nu știu. Vreau să vă arăt cum se reglează jocul de la culbutoi la motor GI6. În cazul acesta este unul de 200 cm cubi automat cu CVT GI6. O să trească scoatem capacul ăsta de pe supape, bujia, să nu avem compresie, și capacul ăsta de la ventilator ca să putem să vedem unde e punctul mort de la piston, unde, când e pistonul în cap. Asta o să vă mai arăt, o să vă arăt și asta și cum se reglează culera și o să vă mai arăt și încă o chestie la întinzător de la lanț. De obicei la 3000 de km se reglează jocul ăsta, culera e acolo în cutie. De la vreo 3000 de km se reglează. Din fabrica m-au zis că nu e foarte bine reglat jocul acesta la culbutori. Eu nu l-am reglat încă și am deja aproape 3000 de km. Am zis că hai să reglești pe ăsta să fie tot ok. Ce la tine încă în rodaj. No, hai să începem. Am venit niște șuruburi cu cap de 8 aici. Să le desfacem cu cheia. Cred că vă pun pe timelapse și să-i dăm drum. Băieții, nu vă pot pune pe trepied că o rămas în geanta de această cameră, suportul ăla pentru trepied. Desfacem șuruburile astea. Am scos tot cum puteți vedea bujia. O să trească să o curăț. Cheia de bujia aici e ventilatorul, trebuie să dau jos capacul. O să vă arăt cum e punctul mort. Acolo de sus am scos breeder hose-ul ăla. Acum revenim imediat după ce am dat jos capacul. Deci, boss, cum să nu pot scoate un capac de pe culbutor de aici? Sincer, acum. Deci, aș vrea o lanternă să vă pot arăta mai bine acolo. Trebuie să mă duc până. Au! Ce fain tună! Am desfăcut acum capacul de pe culbutor, mai nu se vede aici nimic. Acum, după cum vedeți, am pus motorul în punctul mort. Deci, opa. Vezi găurile alea mici? Trebuie să se alinieze cu marginea chiuloasei și gaura aia mare trebuie să fie în sus. Și acum încerc să vă pun cumva lanterna asta aici să vedeți. După cum vedeți, ăsta are foarte puțin joc. Ăsta de la admis are foarte puțin joc. Trebuie să ai pe 008 feleră și ăsta de jos 009. Ăsta are mai mult joc. Văd că și ăsta aproape deloc. Acum astea să le reglăm așa cum o spun camera să vadă. Vreau să curăț un pic bujia cu un pic de spray de carburator. Se usucă ea până... Uai, dar ce arde! Poate nu o să mai fie bună de nimic, dar punem alta, ce să zic, au? Na, și acum vă arăt cum reglez culbutorii. O să vă pun aici pe cutică trepiedul săracului. Bujia după ce am curățat-o. Haideți să văd ceva. Deci 008 și 009 mm. Deci asta admis, asta evacuare și asta la tractorul ăla de acolo. Bun, cu cheia de nouă. Ne trebuie o cheie de nouă și un patent cu vârf. Desfacem aici la culbutori. Vedeți piulița aia? O să fac sus la asta admisie, sper să se vadă bine acum, nu o să se vadă excelent, am scuzați. Și cu cheia de 9 mm, destrângem aici. Scoatem lera acum. Deci lera de 0,08 mm. O băgam aici. Uai, că nici nu încape. Trebuie să mai distrug mult, o fost prea strâns. De-aia mi s-a auzit un pic de la
La relantiu. Acum un pic de presiune se simte, să văd dacă mai strâng un pic. Atâta când să nu agațe. Deci acum e prea strâns, că acum, vedeți, nu mi-o lasă să iasă. Mai destrâng un picuț. Așa între. Trebuie. Încă puțin mai destrâns. Așa cât să se simtă un pic de presiune, dar să nu agațe. A, deci acum se simte un pic de presiune. Pe lera de 008 la admisie. Bun, pun lera deoparte. Pun acum cu patentul cu vârf subțire. Asta e să vă poate pot strânge și fără să se miște. Ar fi ideal. Va trebui să țin cu patentul de vârf, care vârf pătrat. Să vă mai pun eu poate ce am făcut cu telefonul. Strângem acum, cât să nu dați peste cap, să nu fie nici de strâns. Să-și dea el drumul mai încolo, că după aia e nasol. Cu simț să strângeți. Așa. Acum mai băgăm iarăși lera de 008 mm. Acum parcă are un picuț prea mult spațiu. Cred că intră așa de 009 acolo. Da. E 009, vedeți că pe 009 are un pic de presiune. Mai strâng un pic și revin. Asta de 008 are așa un pic de presiune pe ea. Și asta de 009 nici nu cred, n-ar trebui nici să încapă. Nope, încă nici nu intră. Bun, acum e perfect, o să strâng mai bine. Și jos va evacua tot așa 009. Deci vedeți, trebuie să aibă un picuț de presiune, dar nici să agațe. Uitați, vedeți? Are un picuț de presiune, dar nu agață. Na bun, mai strânge mai bine și trece în următoarea. Bun, mai verificăm cu asta și la, da, blano, no, cu 008, de mai ești așa frumos, merge, 009, de mai ești așa frumos, e bun, distribuția în punct frumos, motorul, vezi, totul sunt 008 plus și 009 jos. Bun, deci e gata, punem capacul ăsta la loc, capacul de pe margine la loc și am terminat reglajul la culbutor. Foarte simplu, voi ați vreo 5 minute, dacă nu pierdeți vremea. Eu m-am chinuit să scot ăsta, deja nu am putut scoate. Nu știu cum îi impactează design-ul, dar în fine. Am pus-o la loc, le-am strâns bine, așa cu simțul este încercam cât mere. Și 009 la evacuare, 008 admisie. Manevră. Încă o chestie, vedeți ce înseamnă? Schimburile de ulei făcut la timp și ulei de bună calitate. N-avem depunere aproape deloc. Dacă ne uităm pe cealaltă parte, lanțul de distribuție e ca nou. Nici pe asta nu, zero depuneri. Încă o chestie să vă arăt, băieții, dacă nu o povesteam cu Georgi. Nu știam de d-astea. Nu, era videoclipul ăsta astăzi. Asta e întinzător de lanț. Lui a spus că i s-au destrâns șurubile și a căzut. A avut multe probleme cu el, așa că o să-l strângem. Vedem dacă e destrâns cumva sau ceva. Și manevră, deja avem cureau vieți.
O să le strângem alea, aș pune thread locker pe ele, dar nu știu cum o să le scot, că m-am chinuit tare cu plasticul ăsta să-l ridic și până aici. În fine, nu știu cum. O să vă spun eu la final ce am făcut. Bun. Asta e pentru amândouă clipurile și cu culbutorii și cu TVT-ul. Am pus tot la loc, îl mutăm un pic mai față, îi dăm ok. Bă, ce repede se mișcă ăsta. Mă, stai că e în viteză. Acum. Mult mai în față, nu sufle gazele. Toate pe ăsta. Prelungi totul de aici. Și hai să vedem cum pornește, că acum și eu sunt curios. Să vedem, mai pornește? Așa? Op, stai, fai ce m-am speriat. Am uitat, boss, să pun bobina de inducție la loc. Fișa pe bujie, vai de capul meu ce m-a speriat. Ui, uai cum bate inima acum în mine. Am crezut că n-am reglat bine culbutorii. Ai de fața mea. No, ăsta da stat. Deja se și simte că merge mai bine. S-a așezat cureaua la loc imediat. Mamă, deci m-am căcat pe mine. Du-te în pui mei că să-l ai la antiu fără șoc. Și rece motorul încă. N-a mai rar asta. Hai că lăsăm un pic să meargă. Mamă. Dar se aude că merge mai rotund. Supapa de evacuare, de admisie, o trebuie destrânsă, că era prea strânsă. Nu au fost foarte rele, deci să zic că o cauza probleme, poate fi cauzat un pic. Supapa de evacuare și aia era un pic prea strânsă, o mai trebuie destrânsă. Nu, aia a fost prea destrânsă și cred că de la aia se auzea click-ate-ul. Auziți acum? Niciun click, au. Ce pui mei? S-a întâmplat acum? What? De ce? De ce nu mai pornește acum? Simte că s-a necat. Opa. Ceva nu-i bine. Și asta m-a băgat în palpitații. Uai, deci la sfert pornește după reglaj. O murit, tot i-am dat să-l pornesc, s-a necat, am scos de dor bujia. Nu pornește, la un moment dat i-am dat full gas să intre mult aer în el. Și i-am dat cash până am luat-o, că s-a desnecat sau nu știu cum să zic. Uai, dar așa m-am speriat, îmi tremurau picioarele deja, am băgat și un pic de benzină în el. Am crezut că, Doamne ferește, n-am reglat bine jocul la supape. Și cam atât a fost cu acest video, că m-am speriat bine, sper că v-a plăcut, lăsați un like, un share și un subscribe. Ne vedem numai. Bine o zi, Georgie, că o să aibă o compresie din nou, să mai pot învârti, boss! Ai, cu greu! Ni, ni! Ai, nu se poate, gata!